asemenea cunoscător de multe, căzuți în marile conflagrații mondiale. Sosește primarul orașului Târgu Ocna, domnul Cristian Aureliciu Botaru, însoțit de locțitor comandantului batalionului 22 Vânător de Munte Cireșoaia, locotenent colonel Ciprian Anuț. Gardă, aliniat! Gardă, drept! Pentru noi, spre dreapta, prezentați! Dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune dreptă ascultă Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Citire din Sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu Irodiani zicând: Învățătorule, știi că ești omul adevărului și într-adevăr vezi calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, deci nouă, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajnie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mai ispitiți fățarnicilor? Arătați-i banul de dajnie, iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns al ei, ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați pe cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să cântărește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni atât neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște rom nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea reunire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binecuvântătorul Te slăvim, îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta în milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai vrednicit a li se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândii ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al învierii de semeni, care întărește popoarele și înalți. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhului cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău, Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, împărarea patriei noastre. Dorește, Doamne, sănătate, zile bune, îndelungate, apără și păzește pe dânci într-o mod ce fericiția în mulți ani trăiască. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască în
Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Dacă cerneciile voastre, distinse autorități județene și locale, iubiți ostași ai țării noastre, din preună cu cadrele militare, care ordonează pe acest pământ destinele celor care sunt binecuvântați de Dumnezeu să apere pământul țării noastre. Ne ridică o datorie de suflet ca la acest moment să transmitem gândurile și mesajul Părintelui Arhiepiscop Ioachim al Romanului și Bacăului, cu prilejul acestei tradiții frumoase cetățenii din orașul Spaține Târgovna, anume Ziua Vânătorilor de Munte. Ziua Vânătorilor de Munte reprezintă o sărbătoare solemnă, consemnată cu onoare în cronica evenimentelor care au dat sens parcursului istoriei neamului românesc. Un moment de reflexie care ne umple de emoții înălțătoare și ne face să fim mândri de identitatea noastră națională. Prin ceremoniile militare și religioase desfășurate în această zi, noi comemorăm și sacrificiul ostașilor acestui corp de elită al armatei române, care și-a dedicat viața integrității, demnității, identității și spiritualității neamului nostru. Ne amintim astăzi cu recunoștință în același timp de toți eroii poporului român și ne dorim ca înălțimea curajului lor să renască și din inimile noastre. Prin faptele lor de excepție, aceștia au devenit nemuritori în conștiința tuturor generațiilor, iar Biserica i-a așezat alături de martirii acestei națiuni creștine și mărturisitoare. Omagierea sacrificiului lor demonstrează respectul pe care îl purtăm în inimi față de sacrificiul suprem și idealurile pe care au, pentru care au luptat și pe care le-au lăsat moștenire camarazilor de arme, care astăzi asigură liniștea și securitatea graniților acestui pământ binecuvântat de Dumnezeu. În contextul mondial actual, marcat de conflicte militare, atât la frontierele României, cât și în Orientul Mijlociu, recunoaștem importanța pe care armata și soldatul român, în speță, astăzi Vânătorul de Munte, le au în asigurarea integrității granițelor țării și a siguranței cetățenilor. Mai mult ca niciodată suntem astăzi convinși de fragilitatea vieții și a tratatelor bilaterale internaționale, iar frica și incertitudinea pentru viitorul a ceea ce iubesc și respectă sunt prezente în inimile tuturor oamenilor. În aceste vremuri, pacea este un ideal greu de atins și de menținut. De aceea, doar nădejdea Dumnezeu și încrederea în capacitatea și înțelepciunea elitei armate române de a ne apăra, rămân singura opțiune în viitorul apropiat. Memoria faptelor eroilor români va rămâne vie în conștiința noastră, motivându-ne să înțelegem că pacea nu se câștigă doar cu armele, ci mai ales cu gândul la Dumnezeu. Ne înclinăm cu recunoștință în fața măreției și curajului soldaților români și păstrăm vie în amintire faptele lor care au stat la baza edificiului de neam și țară și care ne oferă astăzi libertate, demnitate și siguranță. Stimați soldați, Ziua Vânătorilor de Munte să fie pentru noi plește cinstirea camarazilor voștri care pe înălțim și pisturi precum cele ale Cireșoaiei și Coștei în primul război mondial, în Caucaz, Crimea, Munții Buc, Munții Metaliferi sau Munții Tatra în al doilea război mondial, sau mai recent în teatre de luptă din Kosovo, Afganistan și Irak, și au împlunat lupta cu laurii diluinței neamului și a credinței strămoșești, luptând cu răul prezent sub orice formă în lume. În această zi de sărbătoare, felicităm și binecuvântăm pe toți ofițerii, cadrele militare și soldații și pe cei care servesc acest corp de elită al armatei române, dorindu-le multă sănătate și succes în îndeplinirea misiunilor la care au fost chemați și care sunt necredințați. Dumnezeu să binecuvinteze și să ocrotească întreaga armată română. Semnează Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului. În al Preasfințitului Părintele nostru Ioachim,
Arhiepiscopului Românei și Bacăului, dorește Doamne sănătate, zile bune îndelungate, stor și ajutor în păstorirea turmii pe calea mântuirii. Apără și păzește pe dânsul într-un mod ce fericiția. Spre să părăm și Arhieul nostru, Doamne îl păzește, Doamne îl păzește, într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani să părăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, autorități, dragi cetățeni, vă îndemn ca împreună să ne rugăm cea mai frumoasă rugăciune pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o nouă și anume să spunem împreună Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Implor binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul asupra vânătorilor de munte, asupra tuturor acelora care ne conduc. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt să coboare asupra voastră și să rămână totdeauna cu voi. Gardă! Drept! Gardă acoperi! Drept! Gardă pe loc! Repaus! Urmează locuțiuni privind sărbătorirea zilei vânătorilor de munte. Rugăm să ia cuvântul pe domnul Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Târgu Ocna. Bună ziua, prea cucernici părinți, din parosiile orașului stațiune Târgu Ocna, distinsă doamnă secretar generală a instituției prefectului, doamna Anca Cătăsaru, distinse domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, Felu Panfil, respectabil domn primar, vecinii noștri, participanți astăzi, onorată asistență, distinse și conduce a batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia, prezent astăzi în Piațetă pentru a marca acest eveniment deosebit, domnule general, distinși locuitori, reprezentanța instituțiilor din Târgu Ocna, a instituțiilor de învățământ, ai instituțiilor Ministerului Justiției, Școala Națională de Pregătire a Agenților Penitenciare, prezența astăzi aici, Centrul Educativ și Spitalul Penitenciar. Dragi elevi, astăzi este o zi încărcată cu emoție, cu bucurie, cu respect, în primul rând, pentru cei care reprezintă Armata Română prin arma vânătorilor de munte. Iată că, pas cu pas, împlinim astăzi vârsta majoratului, când acești bravi ostași ai Armatei Române aleg ca la două zile după ziua oficială de 1 noiembrie, ziua vânătorilor de munte, să fie prezenți la Târgu Ocna, pentru că poartă un distins nume, batalionul 22 Cireșoaia. Aici au primit botezul focului acum 101 de ani. Este o zi încărcată cu emoție, cu bucurie, dar totodată trebuie să fie și reflecție pentru ceea ce se întâmplă acum în lume și să conștientizăm cu toții că trebuie să luptăm pentru a propovădui pacea. Și pentru că orice manifestare cred că trebuie să fie încărcată cu emoție și cu bucurie, invităm aici un distins tânăr a orașului Târgu Ocna, te rog, Cosmin Blaga, un elev al
unei instituții de elită a orașului Târgovna, să le prezinte un mic mesaj, un mesaj de suflet, un mesaj așa pornit din sufletul generației tinere, pentru că ei vor reprezenta viitorul și mă bucur că astăzi sunt prezenți, chiar dacă există în această săptămână acea minunată vacanță. Vă mulțumesc! Dragi militari, cetățeni și înalti oficialități, dar și prea puternici părinți, bună ziua! Astăzi este o zi foarte importantă pentru armata română. Este ziua vânătorilor de multe ori, ramură de elită a forțelor terestre, componenta infanteriei. În toamna anului 1916, armata română respecta lipsa trupelor special instruite pentru războiul Întărătul Tos, în păduriști și căpezit. Astfel, la 3 noiembrie 1916, se înființează corpul vânătorilor de multe din ordinul marelui cartier Pelerin. La 9 ianuarie 1917, corpul vânătorilor de multe este reorganizat în batalionul vânătorilor de multe. Instruirea specială a vânătorilor de munte pentru războiul din munte a durat 6 luni, până în iulie 1917. Ordinul de luptă a fost primit pe 8 august 1917 de la generalul Constantin Brezan. Vânătorii de munte au dat dovadă de vitejie și spirit de satul singular, Târgovna, Oicuț, Brânceanu și Chireșoara. Batalionul vânătorilor de munte a fost comandat de către maiorul Virgil Bădulescu, sosit tocmai de la Târgu Neamț. Într-un spre Cireșoara, batalionul vânătorilor de munte găsește zona de alii brăteștilor o călăuză. O persoană de Eliseu Sapu, ciobanul vârstă de 66 de ani din satul Poieni, care se oferă să-i ducă până sub Cireșoara, fără ca inamicul să prindă de veste. Traseul urmat a fost Vâlcele, Cuieți, prin spatele Grăcoaie, Bogata, până sub vârful Pitireze. Ziua s-a încheiat cu succes incontestabil al vânătorilor de munte. Drept recompensă, vânătorii de munte i-au oferit lui Eliseu Sac o perete specială, lucru cu care ei s-au identificat. În amintirea lui o stradă din cartierul Boieni poartă numele. Vânătorii de munte au luptat adeseori la baionetă, obținându-și astfel victoria strategică din anul 1917. Ulterior, batalionul vânătorilor de munte aflat în refacere la garnizoana din Târgu Neamț este reorganizat în regimentul de vânători de munte Principele Carol. În 1923 sunt înființate primele două divizii de vânători de munte. Divizia 1 vânători de munte cu garnizoana la Brașov și divizia 2 vânători de munte cu garnizoana la Bistrița. În 1937, cele două divizii sunt reorganizate în 3 brigăzi, iar în 1939 este înființată și cea de-a 4-a brigadă. Nivelul de instruire militară și flexibilitate tactică era net superior diviziilor de infanterie obișnuite. În timpul celui de-al doilea război mondial, vânătorii de munte au participat activ la luptele de pe frontul de Răsărit, iar după 23 august 1944, la cele de pe frontul de vest. Vânătorii de munte au luat parte la eliberarea nordului Bucovinei, provincia Fidelap, eliberată la 9 iunie. Vânătorii de munte au participat apoi la luptele de eliberare a Ucrainei până în octombrie 1941. Vânătorii de munte au mai participat la campania din Crimeea, iar din iulie 1942 la operațiunea albastră, mai întâi în Caucas, cu comanda generalului Mitrache. După bătălia de la Stalingrad, trupele de vânători de munte au fost retrase în peninsula Crimeea pentru a asigura apărarea peninsulei. Trupele de vânători de munte au fost retrase pe statul România până la 9 mai 1944. După 23 august 1944, trupele de vânători de munte au participat la eliberarea României, la eliberarea nordului Transilvaniei și la cucerirea orașului Debrețin. De astfel, vânătorii de munte au luat parte și la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei. În timpul operațiunii din cel de-al doilea război mondial, au murit aproximativ 74.000 de cavaleri eslovi de colț. După război, trupele de vânători de munte au fost reorganizate succesiv până în 1961. Pe 14 aprilie 1961, regimul comunist a desființat trupele de vânători de munte. După 1964, trupele de vânători de munte au fost reorganizate succesiv, ele sunt și la momentul actual. În momentul de față există două brigăzi de vânători.
Vânător de Munte, Brigada 2 Vânător de Munte, Sanii Sergentu, Zapu Caruzana la Brașov și Brigada 61 General Virgil Bădulescu cu Caruzana la Miercurea Ciuc. Vânătorii de Munte au luat parte și la operațiuni în Kosovo, Irak și Afganistan. Din inima mea de copil vreau să vă urez la împlinirea a 107 ani de la înființare să aveți parte de pace și ia în pace. La mulți ani! Rugăm să ia cuvântul pe domnul general Vasile Florea, reprezentantul Asociației Veteranilor de Război, filiala Bacău. Am onoarea să vă salut, domnule primar, onorate oficialități, dragi ostași de la Batalionul 22 Vânători de Munte, dragi locuitori ai orașului Târgu-Ocna. Aproape că nu mai nimic de spus după discursul acestui copil inimos care ne-a spus totul despre Vânătorii de Munte. Drept pentru care sunt și ascultându-l, mi-am propus ad hoc să vă surprind. Și n-am să vă vorbesc așa mult despre Vânătorii de Munte, cât am să vorbesc despre caii lor. Și am să vă spun și de ce. Preacucenicii părinți au amintit aici faptul că ne-am întâlnit astăzi ca să comemorăm eroii care au căzut în toate luptele amintite aici de acest copil limos, pornind de la ideea pusă de Strabo în Antichitate că vai de neamul care își uită eroii. Sau, dacă vreți, să-l cităm și pe Nicolae Iorga, care spunea că un popor care nu-și cunoaște eroi și nu-și cunoaște istoria, este un popor care nu știe de unde vine și încotro se îndreaptă. Dar pentru Târgu Ocna, cred că se potrivește cel mai bine ceea ce spunea Barbu Ștefănescu de la Vrancea, pentru că aici a fost Mărgura, Cireșoaia, aici a fost Coșna, au fost bătălii crunte în primul război mondial. Barbu Ștefănescu de la Vrancea spunea că România nu este pământul pe care călcăm din întâmplare. El este pământul udat cu sângele și întărit cu oasele ostașilor noștri. Aceste cuvinte care ne creează o stare de spirit favorabilă sărbătoririi eroilor de la Vânătorii de Munte astăzi, pentru că este ziua lor, și încep prin a spune, prin a adresa felicitări primăriei orașului Târgu Ocna și Batalionului de Vânători de Munte pentru această frumoasă sărbătorire cu tradiție care astăzi se află la majorat, din câte am înțeles, la 18 ediție. Eu aș dori să spun că m-am gândit să vorbesc despre cai, despre cai huțuri, dar știți de ce? Pentru că mi s-a părut parcă prea scurtă istoria Vânătorilor de Munte, pornind doar de la 1916, când acea școală de stiori s-a transformat în unități de Vânători de Munte. Și atunci am să vă spun că cei care s-au ocupat de istoricul acestor cai, care sunt prezenți în Suceava, care sunt prezenți în județul Neamț, care sunt prezenți sau au fost prezenți de-a lungul istoriei în județul Bacău, sunt cei care au însoțit întotdeauna pe Vânătorii de Munte. Așa cum un aviator este legat sufletește de avionul său, simțindu-se întotdeauna între Dumnezeu și neamul meu, așa cum un tanchist este legat de tancul său și mândru că face parte dintr-o armă modernă, așa și Vânătorii de Munte sunt legați de acești cai, pentru că acești cai, foarte pe scurt spus, sunt niște cai 100% rasă românească, au 1,40 m înălțime, o coamă bogată, niște picioare groase către copite, foarte rezistenți în a se deplasa pe munte, foarte rezistenți la temperaturi scăzute de până la minus 40 de grade și care însoțesc întotdeauna transportând în spatele lor armament și fel de fel de materiale de logistică necesare luptei Vânătorilor de Munte. Și vorbesc despre cai pentru că doresc să duc în adâncime istoria Vânătorilor de Munte. Și v-aș spune că această rasă a fost în oastea lui Burebista,
Burebista, așa cum știm după ultimele documente, este exagerarea stăpânesc jumătate din Europa. Și se pare că acest magnific, acest misterios și discret rege care a fost Burebista, despre care la un moment dat parcă nu se știa nimic, dar se știau totuși foarte multe, a avut cai care astăzi se spune cai huțuri, dar care au provenit din rasa sălbatică numită tarpanul, o specie preistorică de cai sălbatici pe teritoriul întregii Europei. Ei au fost domesticiți de daci și l-au însoțit pe Burebista în luptele pe care el le-a dus pentru a forma acest adevărat imperiu, pentru că jumătate din Europa înseamnă până la urmă un imperiu. De ce să nu recunoaștem că luptele duse de Burebista în zona Argeșului, în zona Brașovului, în zona Bistriței, unde sunt și astăzi prezenți vânătorii de munte, a avut ca luptători care nu se numeau atunci vânători de munte, dar care eu cred că pot fi considerați vânători de munte. Venind mai aproape către zilele noastre, v-aș spune că în secolul 6, în 20 de comune, când zic comune mă refer la structurile actuale, că atunci nu erau comune, din ținutul romanului și Bacăului, care include și orașul Târgu Ocna, erau hergelii de cai, constituite de slavi, cumpărate de la localnici și îngrijite împreună cu localnicii. Aceste hergelii se numeau cobâle, venea din limba slavonă, cobâla care înseamnă iapă sau cal. Și acești cai de rasă de atunci erau exportați în Imperiul Bizantin, în regatul Polon și în alte regate puternice din împrejurim. Iată deci că acești cai au o tradiție. După 1775, când Imperiul Habsburgic a cucerit Bucovina, sau Țara de Sus, cum se spunea pe timpul lui Ștefan cel Mare, la 1778 a înființat prima hergelie de cai huțuri. Această hergelie a fost înființată la Lucina și o altă crescătorie la Rădăuți. Între Lucina și Sulița Moldova s-a construit la un moment dat un drum pentru ei, că s-a înființat și acolo o hergelie. Erau considerați niște cai care dădeau rezultate foarte bune în luptele din vremea aceea și care au dat, cum v-am spus, și în secolele anterioare. În această zonă a Sucevei și a Neamțului au existat și grupuri de oameni care se numeau tot huțuri. Aceste grupuri erau fostele triburi dacice slavizate. Mai la sud au fost grupuri de daci romanizate, dar aici au fost cele slavizate. Huțulii s-au legat întotdeauna de acești cai și au fost sufletești legați de ei și i-au îngrijit și au făcut crescătorii, culminând cu această crescătorie care, după începerea luptelor din primul război mondial, Austria a luat-o și a transportat-o în țara lor. După ce s-a format România Mare, ne-am dus și am cumpărat de acolo cai și am reînființat această crescătorie de la Lucina, unde sunt astăzi circa 270 de cai, care sunt foarte frumoși, care în momentul când vine furtuna și ploaie încep să necheze, să pornește, să ridice două picioare. Sunt niște cai renumiți care au însoțit vânătorii de munte în toate luptele de-a lungul secolelor. Și punctual în încheierea să mă refer la un singur episod a luptelor purtate de vânătorii de munte, pentru că în jurul acestui episod sunt nume grele. Este vorba de cucerirea dealului Cireșoaia. Nemții l-au trimis la Cireșoaia pe locotenentul Rommel, viitorul general din al doilea război mondial, Rommel sau Vulpea Deșertului, pe care nemții îl trimisese în nordul Africii. Acest Rommel, când a primit ordinul, s-a dus la șefii lui și a zis: să știți, domnule general, că este foarte greu de cucerit acest deal, pentru că acolo este un adevărat cuib de vulturi. Acest cuib de vulturi era condus de Bătulescu. Numele lui a rămas și poartă numele actualei brigăzi de vânători de munte. Cireșoaia a fost cucerită și recucerită de mai multe ori, până s-a ajuns la lupta de la Baionet, unde românii erau de neîntrecut și a fost cucerită definitiv de români. Să fiți mândri că aveți acolo un monument și dumneavoastră, la vânătorii de munte, purtați numele acestei
acestei cote, acestui deal numit Cireșoaia, unde s-au dus într-adevăr lupte foarte grele. Cu acestea închei și vă spun de ziua dumneavoastră a vânătorilor de munte, la mulți ani și multă sănătate! Rugăm să ia cuvântul pe domnul colonel în retragere, Costel Ciupecă, președintele filialei județene Bacău, a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere. Onorată asistență, în calitate de președinte al Asociației Rezerviștilor Militari din Ministerul Apărării Naționale din județul Bacău, transmite ziua lor salutul nostru cal și sincer bravilor vânători de munte, care reprezintă cea mai tenace și cea mai încercată dintre arme, întrucât instrucția lor este dură, viața lor este aspră, misiunea lor este foarte complexă. Este impresionant adevăratul lor botez înfăptuit în viforul războiului nostru de împrejire. Lupta pe viață și pe moarte din vara 1917 pentru munții țării, pentru inima ei cea mai fierbinte. Tenacitate ieșită din comuna vânătorilor de munte, căldura sufletească, respectul și cavalerismul sunt materializate la cotele cele mai înalte, așa cum filozofia poporului român reliefează toleranța, bunătatea sufletească, respectul față de spațiu și om, unitatea unui spațiu fiind plină de iubire față de neam și țară. Vânătorii de munte sunt trupe ale spațiului montan românesc, pentru carpații pe care trebuie să-i slujească cu viața, cu inteligență și curaj. În sistemul de instrucție al vânătorilor de munte nu există clinționare, ci o mare dorință de a fi cel mai bun, de a atinge performanța, de a transfera din piatră în om și din om în piatră acest sentiment puternic al spațiului și al iubirii. Ca și celelalte cadre ale armatei române, vânătorii de munte au știut să transfere picătură cu picătură din viața lor de militar pentru instruirea ostașului purtător de glorie strămoșească, au plămădit oameni și caractere ca purtători de virtuți ale românilor pe aceste meleaguri strămoșești. V-ați contopit în fapte și gândire cu țara, cu pământul românesc. Permanent ați înscris în fapte cele trei virtuți ale neamului românesc. Credința cea dreaptă, iubirea cea înălțătoare, jertfa folositoare. Vânătorii de munte m-au uitat că drapelul, imnul și uniforma armatei române sunt sfânta trăime a existenței națiunii noastre și le-au purtat minte și în faptă. Nu s-au lăsat copleșiți de greu din fața cotropitorului gliei strămoșești, au demonstrat că fără istorie, cartea cea dintâi a unei nații, nu putem exista sub semnul gloatei respectul izvorului al adevărului și al locului de unde venim. Noi, militarii în rezervă și retragere, vom însoți timpul neant, dar ca și vânătorii de munte, vom fi temelia de granit a virtuților noastre ostășești și pe care noile generații le vor amplifica pentru măreția și suveranitatea neamului nostru românesc. Sunteți vânători de munte, vă urcați pe înalte strânci, moartea nu vă înfioară, nici prăpastii atunci. Fulgurii vă sunt prieteni, creasta albastră de locași, voi dormiți pe pat de cetii, duceți trai de brav ostași. Este mândră viața voastră, pe acești munți frumoși înalți, cine suie creasta albastră, e deasupra celorlalți. Dumnezeu e mai aproape, îl simțiți la orice pas, în murmur duios pe ape și al colilor sfânt glas. Din toată inima, pentru vânătorii de munte, un omagiu tuturor care au servit în această armă și care nu mai sunt dintre noi, iar pentru cei prezenți, la mulți ani cu multă sănătate, împlinirii ostășești pentru măreția armii ce poartă în semnul Flori de Corp. Rugăm să ia cuvântul pe domnul Geliu Panfil, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău. Domnilor primari, stimați invitați,
colorată asistență, dragi ostași ai armatei române. Mă bucur să fim împreună astăzi, când sărbătorim Ziua Bunătorilor de Munte, o zi cu profunde semnificații în conștiința noastră istorică. Vitejia acestui corp de elită a fost din plin dovedită în Primul Război Mondial și în luptele duse pentru eliberarea Bucovinei în timpul celui de-al doilea Război Mondial. În timpul Primului Război Mondial, Batalionul Vânătorilor de Munte a participat la luptele de la Cireșoaia și Coșna, momente cheie în bătălia Urcuzului din vara anului 1917, având un rol decisiv în soarta războiului. În triunghiul de foc de la Mărăști, Mărășești și Urcuz, din vara anului 1917, au fost pulberate visurile ofensive de cotropire al puterilor centrale, care urmăreau nu numai victoria pe front, ci și scoaterea României din război. Bătăliile și victoriile românilor de la Mărășești, Mărăști și Urcuz au avut o importanță capitală și prin faptul că au făcut să influențeze planul puterilor centrale de împărțire a României și au asigurat totodată continuitatea statală a României. În acest context, triunghiul de foc a însemnat lovitura cea mai importantă pe care au primit-o germanii în Estul Europei. Să ne aducem aminte că acești soldați, aminte țărani legați sufletește de cheia lor, au reușit să realizeze visurile, în aparență imposibile, ale unei întregi națiuni. Independența, unirea, suveranitatea. Au reușit să aducă în realitate cuvintele care până la ei aveau doar răsunet. Libertate, demnitate, solidaritate, sacrificiu. A omagia realizării înaintașilor noștri este frumos însă nu suficient. Pentru că moștenirea pe care ne-au lăsat-o acești eroi nu este doar un cadou, ci și o datorie. Aceea de a hrăni și crește, zidezi, prin faptele modeste ale fiecăruia, abuția comună. A omagia cum se cuvine înaintașii, înseamnă, înainte de orice, a omagia spiritul lor. Lecțiile istoriei sunt mai actuale ca oricând. Și mă bucur să privesc în jurul nostru și să constat că aplicăm învățămintele înaintașilor noștri. Că nu ne-am pierdut credința în Dumnezeu, nu am uitat hotărârea, înțelepciunea, civismul și patriotismul înaintașilor noștri. La mulți ani, oameni frumoși, la mulți ani, Vânătorilor de Munte! Rugăm să ia cuvântul pe domnul locotenent colonel Onuț Ciprian, locțitorul comandantului Batalionului 22 Vânător de Munte, Cireșoaia. Bună ziua, dragi. În continuare vă transmit mesajul șeful statului major al Artilleriei, privind prilejul zilei Vânătorilor de Munte. Istoria Vânătorilor de Munte a început în urmă cu 107 ani, dar numai câteva luni de la intrarea țării noastre în Primul Război Mondial. Cea din structură de profil, Corpul Vânătorilor de Munte, comandat de capitanul Vacea, Bernard Virgil Pădulescu, avea să se transforme în Batalionul Vânătorilor de Munte și să-și dea botezul focului în apricele lupte de la Cireșoaia și Coșna. În aceste bătălii, apărătorii carpaților au scris istorie și au dat măsura vitejiei și a spiritului de sacrificiu. De-a lungul timpului, prin faptele de arme și numeroasele misiuni îndeplinite, Vânătorii de Munte și-au plătit un renume de trupe de elită. Bereta verde și bocancii vișinii cu șosete albe au devenit sinonime cu disciplina, curaj și un spirit de corp apart, călit în condiții dure de instrucții. În prezent, Armata României beneficiază de o arhitectură bine definită de structuri de luptători montani, în măsură să răspundă provocărilor și complexității mediului operațional actual, interoperabile cu structuri aliate similare. Ca urmare a degradării situației de securitate și a războiului brutal din vecinătatea granițelor noastre, perioada recentă a marcat măsuri și acțiuni de consolidare a capacității de apărare, precum și o intensificare a instruirii. Constituirea grupului de luptă NATO în România și suplimentarea efectivelor militare străine în țara noastră s-a concretizat pentru Vânătorii de Munte în etape de pregătire în comun, în format întâlnit și alături de aviați. Complementarea instruirii tot. Dintre acestea se evidențiază tabelele și exercițiile desfășurate împreună cu militarii din Armata Republicii Franceze, de astfel acțiuni cadru a grupului de luptă cantonat în Cina. Dragi vânători de munte, aniversarea de anul acesta ne găsește într-un context complicat
multiple provocări și preocupări de securitate. Războiul adus pe continentul european de Federația Rusă se dovedește a fi unul de durată, cu implicații majore asupra numeroase domenii. Conflictele și tensiunile din Orientul Mijlociu adaugă tușe sfânde tabloului geopolitic internațional. Toate acestea nu se reprezintă o motivație în plus pentru a ne crește capacitatea de reacție și de apărare. Este necesar să mențineți ritmul susținut al pregătirii și să continuați să onorați blazonul cavalerilor Florile Colț. Apreciez devotamentul, determinarea, curajul și abnegația de care dați dovadă zi de zi și vă felicit pentru toate reușitele profesionale din ultimul an. La acest aniversar vă doresc sănătate, putere de muncă, tărie morală și bine pe toate planurile. La mulți ani! Semnează șeful statului major al apărării, domnul general Daniel Petrescu. În încheiere, aș dori să mulțumesc mult domnului primar pentru invitațiile care le face în fiecare an de a participa la această activitate și, bineînțeles, dumneavoastră, locuitorii orașului Cluj-Bolna și nu numai, care, pentru că nu ați plătească cu care ne-a primit de fiecare dată la această activitate. Și aș dori să numesc o plachetă din partea Batalionului 25 de luni. Mulțumim tuturor pentru cuvintele alese. Dacă în această plachetă de onoare distinși militari ai batalionului Vânători de Munte numărul 22 Cireșoaia ne-a onorat, permiteți-mi ca și eu, în numele dumneavoastră, în numele instituției primăriei Târgu-Ocna, în numele Consiliului Local al orașului Târgu-Ocna, să oferim la fel o distinție cu ocazia zilei Vânătorilor de Munte către batalionul 22 Vânători de Munte Cireșoaia, domnului locotenent colonel Pop Mihai Iosif, comandantul acestui batalion, în semn de recunoștință și respect pentru curajul și devotamentul în toate operațiunile militare, pentru luptătorii având floarea de colți pe Ipureți și tricolorul la piept și linii. La mulți ani, Târgu Ocna, 3 noiembrie 2023. Dedicațiilei susținute de școlii numărul 2. Părinții și frații.
Nu plânge! Nu plânge, Maică Românie, că am să mor neîmpărtășit. Un gloț pornit pe pieptul tău, cu pieptul meu era mătrit. Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde, nici o părămă să luptăm. Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi ferim. Copiii noștri peste veacuri, onoare nevărta, o știm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce-i pus sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic, că România va fi mare. Și luptă dreaptă să vă treceți moartea, o lași pe veci rămâneți în cronici de istorie, ca teritoriul unei la secol de istorie. Eu de ceva în vostru, vă chemați pe desate, să aveți cum de laură ori clipă numărată. Așa grăita datul în față la cetate, când voastea sa puțină, setoasă de greutate, vedea cu boiul cela al armiei romane, cu ceritorii ai lumii de aur și coroane. Și îmbărbătata asfărăștirea sa mărântă, care îi este soarea slăboastră de trebuită. Din întâlnit din și el, făcut la cuvânt, în ce mai de fară și greu i-a primit. Niciunul trestul pus ar fi viață predicătoare, știe că soarea țării la pace de scântare. Iar venit o să vină, lăsat-o nebunit, exemplu de voință, izvorat de trăit. Din șneagul în taie, în spiritoare faplă, rămas eu scânteie, comoara pusă la. Cu ea venit vă vremea să prinde în ea răspunza, altarul număririi rânduit la zicetul sa. Și atunci, de ceva lor, vă vine o sășcate, știind că soartea crudă făcutuia dreptate. Spre voi o stele stări se înalța meu gând, de-ați găsit calei ca zibri spumegând, și neînfricați de coastă vom biruie împreună, și acasă ne-am încoartă scăpând la noastră turmă. Puneți viața voastră înaintea vieții țării, că nu-i de trebuință clipa disperării. Noi astăzi, după luptă, vom fi învingători, că din ceasul vechime suntem nemuritori, iar ceea ce rămâne la urmă țărână, îngloriați în fapte, întoși la vatra umă, pomeni ce le opune în altare de iubire și a neamului veciei o trece nemurire. Descoperiți și plecăciune, mă rog la bunul Dumnezeu. Voi iertă de ați făcut păcate și dacă sufletul e greu. Pe voi, eroi țării mele, cine ne sfințiți străbunanii el și raiul necăput vă pună, să le știciți cât lumea fie. Că voi sunteți cei stări de țară și țineți neamul de plin, izvorul nesecate fapte și ne așează prea slăbit. Și apoi ne urcăm fala lumii, ca mântri neînfricați eroi, că soarta țării în cumpănire stă în bunul Dumnezeu și noi. Sunteți măriți și neuitare, că voi mereu ați stat cu țara, simțindu-i ați adânc cu vaie și în ruga blândă spusă seara, mereu ce luptați la măritul, vă ia putere de luptat, că neamul ăsta prea și puternic, să nu mai aibă de durat. Pe calea vieții curgătoare, v-am pus troițe de închinat, icoane în altar țării și cantele de reprimat. Să veșniciți în înălțare și în jerescul vostru zbor, să facem astăzi pomenire și vă cinstim cu sfânt onor. Yeah.
Din a vremea întâlcire, când în astea locuri fine, Domnul ne-a făcut cu Ibarul să fim lumilor aminte. El ne-a dat îngrijorare, bună ca o mucătură, să o ținem veșnicită, vrem ce vin din ce trecură. Voi cu dragostea de țară, fuștea stâlpi de lumânare, care arde să sfințească tâmpla mărul altare, praștind că libertatea, dacă vrei să o încintești, viața ta o dai ca vamă către lumile cerești. Noi, în zi de sărbătoare, în pornământ vă vom pune și cu inima cernită vă vom face o plecăciune. Că să știți că încă suntem în cer suflet întristați și gândim la voi o clipă ochii noștri lăcrimați. Urmează defilarea cărții de onoare în acordurile muzicii militare, aparținând bazei aeriene 95-48. Thank you.
permiteți-mi să adresez cuvânt de mulțumire din partea tuturor locuitorilor orașului, instituției primăriei, Consiliului Local, să adresez mulțumiri muzicii militare, care ne-a încântat și este alături de noi la toate evenimentele, Batalionului Vânători de Munte 22 Cireșoaia de la Sfântul Gheorghe. Mulțumesc încă o dată conducerii tuturor instituțiilor participante astăzi, ale județului, ale orașului Târgu Ocna, instituția Prefectului Județului Bacău, instituția Consiliului Județean Bacău, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău, Jandarmeria Bacău, Poliția Orașului Târgu Ocna, Școlii Naționale de Pregătire, Centrului de Educativ, Spitalului Penitenciar, Direcție Generală de Asistență și Protecție Socială Bacău, Compania Regională de Apă Bacău, distinșilor domn primari de la, Comuna Târgu Trotuș și de la Comuna Gura Băiei, prieteni ai orașului Târgu Ocna, mulțumesc domnule general, mulțumesc distinșilor conducători și coordonatori ai asociațiilor rezerviștilor din județul Bacău, a Asociației Cultul Eroilor, a Asociației Veteranilor de Război, Asociația Ofițerilor în Retragere și Rezervă, asociațiilor prezente astăzi. Mulțumesc de asemenea și tuturor celor care au făcut posibil prezentarea evenimentului, dumneavoastră reprezentanților presei locale, și vă rog să transmitem împreună un călduros la mulți ani distinșilor militare Armatei Române. Vă felicit, la mulți ani și tot ce este mai frumos. Drum bun spre casă și știm că acolo de unde sunteți ne apărați cu prețul suprem. Mulțumesc!
Thank you.